avantajul să riști totul. Joacă dublu sau nimic. Trebuie să avem grijă să nu întrebăm de stiluri muzicale la dublu sau nimic, că nu... Niciodată. N-ai... În schimb, dansuri latino ar putea fi o rubrică nouă. Nu am încredere în tot ce spui tu acolo. Dublu sau nimic în această dimineață, 800 de euro, pentru că ieri am dat o bucată din premiu. Andrei e deja cu noi, bună dimineața! Salut, Andrei! Bună dimineața! De unde ești? Suceava. Suceava! E frig la Suceava, îți bănuiesc. Foarte. Deși prietenii spun că e mai frig prin sud, acolo, prin București. Sunt 7 grade acum la București, dar e întunecat, umed, e foarte neplăcut. La fel. Mm-hmm. Foarte umed. Da, nici nu știu ce se întâmplă cu vremea asta, e atât de frig în noiembrie. Da. Și după luni de secetă e umed. Ce face Andrei? Ce să fac? Uite, vă ascultam, de fapt, în fiecare dimineață. Chiar mulțumim. Face plăcere să fac. Ne bucurăm. Dacă nu, pe YouTube. Stai că ai pățit ceva de se întrerupe. Fă cumva astfel încât să ai semnal. Du-te la o fereastră, ieși afară, fă ceva. Da, e mai slab semnalul. Asta este. Păi da, dar e vezi că e pe banii tăi. Da, sperăm că nu se întrerupe chiar atunci. Da, e mai slab semnalul. Acum te auzi mai bine. Dar unde te afli tu? Momentan sunt în zile, sunt un pic pe la bunica mea în județul Suceava, așa că de aia s-au de mai slab. Am mai multe telefoane, mai multe cartele, dar tot prost se aude. Deci, ești, asta la, este. Ești din, la țară? Da. Sunt în zile, un pic pe la ea. E mai în vârstă ea și... Mai e pe cineva cu tine acolo sau ești doar tu cu bunica? Nu, sunt singur acum. Am înțeles. Bine, Andrei, păi hai să începem cât ai semnalul în ordine. Da. Să nu avem surprize. 100 de euro. Prima 100 de euro poți să o consideri cadou, Andrei. Trebuie să ne spui cum îl cheamă pe președintele Ucrainei. Vladimir Zelenski. Păi la Suceava să nu știe. Ați auzit, Zelenski? Da, am auzit. Am prins-o, da. Mă ține cu suspans, că nu-mi dau seama dacă se aude sau nu. Noi trebuie să așteptăm trecerea celor 6 secunde regulamentare, Andrei, fără să spunem nimic, fără să te întrerupem, fără să te deturnăm de la răspuns. Auzi, Andrei, tu ai prins telefoanele alea cu disc de pe vremuri? Da. Așa te auzim, ca un telefon de la cu disc care avea probleme de conexiune la cablu. Da. Și mai juca și capsula de microfon în el. Deci e nasol. Da. Mă aștept în orice moment să ridice și cu plajul. Da. Andrei, ai 100 de euro, dublezi? Da, sigur, da. Hai, treabă. 200 de euro. Acum... Da, nu mai aud deloc. Da, acum ne auzi? Ba, auzi, ne auzi? Acum vă aud, nu auzeam deloc. Era tăcere aici pentru suspans, dar nu puteți vorbi chiar tot timpul. Pentru că are semnalul slab, el n-aude fundul. Da. Andrei, fii atent. Da. Că nu-ți mai fac capul calendar, acum în condițiile astea tehnice, mergem direct la întrebare. Pentru 200 de euro, ce artistă interpretează piesa Creioane Colorate? Creioane Colorate? Da. Zi! Zi! Stați un pic, nu vă aud bine acum. Feli, mă auziți? Nu vă aud. Da. Andrei, răspunsul e corect, însă a venit târziu, să știi. Cred că nu m-ați auzit, să știți că se auzea iarăși o liniște de plin. Noi, da, am auzit de fiecare dată, fiecare cuvânt pe care l-ai spus, însă Feli a venit la mult după cele 6 secunde pe care ți le-am oferit. Am înțeles. Deci am pierdut? Ai pierdut, da. Ok, a fost amuzant, să știți. Da, ne pare rău că ai avut aceste probleme de... recepție, da, deci dar... nu am auzit nici, era pauză și... Ne pare rău, Andrei, lasă că poate data viitoare te prindem undeva cu semnal mai bun când o să mai ai șansa să participi la dublu sau nimic sau cine știe, poate la alt concurs de aici, de la Europa FM. Singura veste bună este că mâine avem 1600 de euro. Da. Dublu sau nimic, cel mai deștept concurs radio, revine mâine în deșteptarea la Europa FM.